Părțile. Și în timp ce voi amesteca, voi spune ca de obicei că este o etalare generală. Luați, vă rog frumos, numai ce rezonează cu dumneavoastră și ceea ce nu, lăsați celorlalți. Sper să găsiți măcar un mesaj și dacă cunoașteți persoane care au nevoie de sfaturi sau care ar avea nevoie să asculte aceste etalări, dragii mei, cu toată încrederea le putem transmite mesajul și canalul pentru a le urmări și ei pentru că, sigur, avem cu siguranță prieteni și persoane care au nevoie de îndrumare. Nu cred că suntem singurii care suntem la Ananghie cu anumite probleme de viață, ci sunt foarte mulți cei care au nevoie de aceste sfaturi. Haideți să vedem ce ne spun astăzi cărticelele și după aceea vom vedea și oracolul. Dacă doriți taler personalizate, aveți datele mele mai jos în acest video, da, sau în alte videouri, la comentarii, puteți găsi numărul de telefon și adresa de mail pentru etalări private. Mulțumesc tuturor care s-au abonat, mulțumesc tuturor care îmi lasă comentarii, care îmi lasă sugestii, care îmi trimit complimente, like-uri și mulțumesc frumos la toți cei care se uită la canal, vă iubesc și vă pup pe toți. Haideți să vedem, dragii mei, ce ne spun astăzi cărticelele. Ce energii avem despre această persoană care încă nu să spunem, nu v-a răspuns pozitiv sau văd aici că mulți poate încă nici nu mai comunicați uh, așa cum trebuie. Sunt aici niște îndepărtări, le vom comenta imediat pentru că eu cred că orice în viața asta are rezolvare, mai puțin moartea. Haideți să vedem, dragii mei. Am să le ridic ca de obicei un pic mai sus pentru că sunt convinsă că nu se văd foarte bine. Stați așa, perfect. Acum se vor vedea și le vom lua pe rând să le interpretăm. Bun, dragii mei, foarte frumoasă etalarea de astăzi, am aici foarte multe cărți frumoase, niște energii extraordinare, creația, sufletele pereche, avem nebunul nou început, avem renașterea, avem energia Yin și Yang, eliberarea, toate sunt extraordinar de frumoase, dar sigur sunt și câteva mai triste, le vom vedea împreună. Dragii mei, acum că, cum se spune, zarurile au fost aruncate, cum se spunea pe vremea romanilor, haideți să vedem ce ne spun aceste energii. O să pun așa ca să vadă cât mai clar pentru toată lumea. Dragii mei, simt aici cu aceste energii de început că dumneavoastră ați avut o poveste care încă nu prea vrea să se termine. Chiar dacă dumneavoastră unii ați pus așa un lacăt pe sufletul dumneavoastră sau pe ceea ce vă gândiți că va fi în viitor, credeți-mă că vor fi niște schimbări pentru că schimbările în final sunt necesare. Fie că sunt schimbări în bine, fie că sunt schimbări în rău, dumneavoastră aveți nevoie de ele ca de apă. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că văd aici niște persoane care trebuie să se vindece. Este cu siguranță vorba de cuplul dumneavoastră cu acest om. Este vorba de ceea ce a străit împreună. Este vorba de așteptările dumneavoastră față de acest, uh, față de acest om iubit. Eu simt că... Probabil are legătură cu relația noastră sentimentală de până acum, care a apărut frumoasă la început, a fost minunată, a simțit ceva incredibil și ulterior ceva aici s-a stricat, s-a rupt și s-a întrerupt. Da? Deci uh, uh, mulți aici nu mai comunicați, văd aici că nu vă mai vorbiți, poate chiar nu vă mai dați telefon, v-ați retras așa ca într-o carapace și poate chiar nu mai vreți să luptați pentru această conexiune. Iubiții mei, eu simt aici că acest om nu s-a purtat cu înțelepciune deloc, pentru că văd aici multă lipsă de seriozitate din partea lui, a fost multă instabilitate sentimentală și cineva, probabil, uh, pleca și revenea, era așa ca un rolul coaster viața împreună cu acest om, da? Până la un moment dat, când chiar a plecat de tot sau forța de împrejurări a spus că pleacă să rezolve niște situații, v-a cerut o pauză și a dispărut în ceață. Ceea ce simt este că, uh, probabil, pentru unii a fost bine și frumos o mare perioadă de timp după care cineva, cândva, undeva a intervenit. Pentru că sunt aici, să știți, și situații de triunghiuri amoroase. Eu cred că într-o zi lucrurile s-au precipitat, s-au separat brusc de dumneavoastră pentru că ceva undeva a chemat în altă parte. Mulți nu au fost sinceri, văd aici persoane care n-au spus din prima în ce situații sunt, le-ați descoperit pe parcurs și acest lucru a cauzat o durere dublă pentru că în afară de faptul că v-ați simțit folosit sau folosite, dragii mei, a fost ideea că vă înșela și cu altcineva, adică nu era singura persoană din viața lui. Cred că această lipsă de comunicare de azi este normală pentru că ați simțit pur și simplu comul omul acesta uh, poate v-a adus foarte multe căderi psihice, foarte multe greutăți sufletești. Pur și simplu, uh, viața care o avea dincolo nu era atâta o scuză cum încerca el să o uh, prezinte. Simt aici că mulți poate ați fost cu oameni căsătoriți sau sunteți încă cu oameni căsătoriți care vă țin undeva așa într-o umbră și în secret și sunteți, dragii mei, cam sătui de această situație. Este clar că v-a lăsat un gust foarte Mar separarea, îndepărtarea, discuțiile, certurile, faptul că s-a prăntit aici o ușă cu destulă mânie. Părea că vă căuta acest om, poate? doar atunci când avea nevoie să se izoleze de viața cealaltă de familie sau atunci când avea nevoie să se izoleze de servici, când vroia să se relaxeze, când pur și simplu se apropia dumneavoastră exact cum se apropie molia de un bec de lumină, da? Deci ați simțit de multe ori lucrul ăsta. Eu cred că v-a înșelat foarte mult așteptările și deși era foarte multă pasiune și dragoste, dumneavoastră ați acceptat să stați în această conexiune destul de mult până nu s-a mai putut, pentru că, dragii mei, totul are o limită și orice sac are un fund, da? Oricât de mult credem noi că se poate la nesfârșit, păi nu este așa. Probabil că ce v-a zis sau ce v-a făcut a fost multă ambiguitate sau v-a creat ambiguitate, dragii mei, și aceste întrebări la care dumneavoastră văd aici că nu ați primit răspuns v-au dat pur și simplu dureri de cap și v-au făcut, făcut, să vă pierdeți încrederea. Ce mai simt este că totuși ați fost o persoană foarte importantă pentru el. Uitați că și dumneavoastră apar și îndrăgostiții și sufletele pereche. Deci avem două cărți similare care înseamnă cam același lucru în acesta rotoșo. O să întorc un pic camera că nu cred că se văd foarte bine, da? Deci eu cred că totul a venit prin destin și dacă dumneavoastră vă întrebați ce am făcut eu în viața asta să-l merit sau să ajungă lângă mine, credeți-mă că n-ați făcut nimic decât că vă era scris într-un catastif, probabil înainte de naștere, da? Poate că în multe situații care le trăim și le avem nu le credem că sunt puse de cineva special, în, să spunem, în calea noastră. Dar, dragii mei, ați observat că atunci când încercați cu disperare să obțineți ceva, dacă e să nu fie, nu e... Și dacă e să nu se întâmple, nu se întâmplă, și dacă e să-l obțineți, nu-vi-l de nimeni, indiferent ce faceți, indiferent ce aplicați, indiferent ce încercați, disperați să obțineți. Așa se întâmplă și în lucrurile astea în viață. Deci, dacă nu e scris să fie, indiferent ce facem, nu se întorc alături de noi sau nu se întorc în favoarea noastră. Mă refer la evenimente în acest caz. Eu însă văd aici că dumneavoastră a fost un om important pentru acest om, poate chiar marea dragoste pentru unii, luați doar ceea ce rezonează și este posibil ca, din cauza unui orgoliu ă, extraordinar, să nu recunoască, să nu fie hotărât și să nu știe încă ce vrea. Pentru că acele discuții, certuri și reproșuri care au existat, dragii mei, V-au făcut să fiți un pic ne, ne, neliniștiți și probabil că v-au dat de înțeles că acest om nu este o persoană pe care să vă puteți baza. Iar pentru mulți dintre dumneavoastră, cu siguranță, este foarte importantă încrederea, este foarte important ca persoana de lângă dumneavoastră când spune un lucru să-l și facă. Pentru că nu mai sunteți la 15 ani la modul să așteptați că dacă se întâmplă bine, dacă nu iarăși bine. Da? Deci nu ați avut pretenții de la acest om, ați încercat pur și simplu să obțineți de la el ceea ce promisese. Pentru că văd că au existat alegeri care v-au pus în așteptare și care nu s-au întâmplat și v-au dezamăgit profund. Să știți că această suferință karmică, probabil chiar dependențele astea emoționale pe care le aveți, pasiunea asta pe care dumneavoastră încă o simțiți foarte tare pentru acest om, este ceea ce, dragii mei, cred că la un moment dat o să vă apropie, pentru că nu văd aici că vă veți pierde unul cu celălalt. Probabil că nu sunteți siguri pe ceea ce simte el sau ea. Probabil că este posibil să credeți că poate niciodată nu știu, simt aici că niciodată poate unii nu credeți că o să mai fiți împreună. Este dezamăgirea aceea și așteptarea prea îndelungată care vă au adus într așa într-o propastie sentimentală. Ceea ce văd este că acest om pentru care ați luptat atât de mult timp sau această relație pentru care ați luptat atât de mult timp va a blocat energiile, va a mâncat la propriu energia și aveți nevoie de o vindecare foarte urgentă. Pentru că nici numai asta nu sunteți bine sentimental, nu vă simțiți cu inima împăcată și probabil acest lucru nu vă lasă să fiți liniștiți. Eu, sincer, cred că dacă nu e una, e alta și tot cumva ați fost departe sau tot cumva ceva v-a îndepărtat, tot vă ține ceva la distanță, dragii mei. Cu toate acestea, indiferent de această atitudine, credeți-mă, chiar dacă încrederea noastră a fost înșelată, nu puteți să-l uitați și ce e surprinzător e că nici el nu vă poate uita. Deci nu văd aici pe cineva care să, pur și simplu, să vrea să nu mai audă de dumneavoastră vreodată. Din potrivă, stau așa ca niște lupi în așteptare, în niște vizuini, Uh, pentru că eu cred că acolo unde sunt, au încă de făcut lucruri. Au de făcut lucruri pentru care nu vor să dea explicații și așa îi doare capul cu ceea ce uh, au de rezolvat și probabil că nu vor să îngreuneze această situație. Nu vor să vă pună și mai mult în lumină, să spunem, problemele și situația lor dureroasă de dincolo. Uh, problema e că pare imposibil, dar credeți-mă că se vor mișca aceste, aceste energii. Uh, opțiunile pe care omul acesta le are astăzi, într-adevăr, sunt destul de puține, pentru că eu văd că mulți aici s-au întors la niște obligații mai vechi au o altă viziune de viață decât a dumneavoastră și poate n-ați corespuns nici în multe păreri personale în ceea ce privește viața de cuplu. Aveați opinii diferite, poate pur și simplu cineva își dorea ceva, cineva nu își dorea în momentul la ceva, poate unii v-ați dori copii, alții vă spuneau că au deja copii sau că nu mai vor alți copii sau nu vor copii deloc și pur și simplu toate aceste conversații au întristat și au dus la ruptura aceasta cu timpul. Cred că chiar dacă păreau că nu mai există aceste soluții, vor exista, dragii mei, într-un viitor, niște comunicări cu aceste persoane. Văd aici că vor lua cu noastră o comunicare, o conversație, vor trimite un mesaj, poate vor da un telefon, pentru că vor fi chiar acele dialoguri sincere de care dumneavoastră ați dus lipsă atâta timp. Se vor mișca toate aceste evenimente destul de rapid, văd aici, pentru că să știți că și celălalt își dă seama cam cu ce suferință v-a lăsat și cam uh, în ce uh, situație tristă v-ați afla foarte mult timp din cauza lui. Pentru că, probabil, în timp ce el era fericit cu altă persoană, văd aici că mulți au plecat în a treia energie, deci, clar, au fost combinați cu alte persoane decât dumneavoastră, dumneavoastră ați fost singuri, uh, v-ați văzut de viața noastră, de casa dumneavoastră și Suferit în liniște, ca niște adevărați eroi ce sunteți. Eu ce mai simt este că acest om și va da seama că în trecutul nu poate să-l îngroape atât de simplu, că aici încă mai sunt lucruri de spus și de rezolvat și că pur și simplu are o șansă la fericire cu dumneavoastră. Va recapacita. Va dori să ofere poate iubirea aceea care ar fi putut să fie de la început și și-a dat seama că, uh, sigur, fericirea se face împreună, încet, încet, pas cu pas cu cineva. Iar acolo unde este, dragii mei, nu mai este nimic de salvat. Nu pentru că n-ar fi bine sau n-ar exista dragoste pentru copii sau pentru situațiile trecute. Dar sunt lucruri care atunci când mor, dragii mei, nu mai pot fi resuscitate, dar nu mai pot fi aduse la viață, oricât de mult încercăm. Sunt relații care se termină, sunt relații care trebuie scoprite, sunt relații care sunt toxice și atunci în această situație îl văd pe acest om în partea cealaltă. Sim că și unul și altul, dragii mei, v-ați învățat din păcate în baza cum se spune, a Bețe pe spate, la propriu și la figurat, că viața aceasta este foarte dură și karmic, ați învățat că trebuie să vă iubiți și să fiți loial unul altuia. Pentru că cineva aici poate și-a imaginat că viața e doar parfum de trandafir și această relație nu a fost serioasă sau nu a fost văzută ca o relație serioasă de la început. Eu văd însă că cineva se dedică continuu acestei cauze și există foarte multă energie pozitivă. Tin să cred că acesta sunteți dumneavoastră, pentru că indiferent ce se întâmplă, nu o să vă pierdeți niciodată optimismul și speranța în Dumnezeu și în dragoste. Ceea ce simt este că evenimentele care l-au dus astăzi, să știți pe acest om, la această decizie de a reveni, pur și simplu sunt cele care, și dumneavoastră le-ați explicat cândva la început, dar nu vroia să le vadă, nu vroia să le audă sau nu vroia să le accepte. Este strict acel gen de om care până nu se dă el cu capul de prag, nu le vede, nu le înțelege. Și dumneavoastră le-ați spus continuu, ai să te duci acolo și ai să pățești așa, ai să vorbești cu persoana aia și o să-ți spună așa o să încerci să faci lucrul ăla și nu o să-ți iasă. Iar el zicea, nu, 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 eu știu mai bine decât tine și lasă-mă că le fac cum vreau eu. Deci foarte multă încăpățânare din partea acestui om. Povestea despre care dumneavoastră ați crezut, deci că este terminată, poate la un moment dat, dragii mei, văd că se va întinde pe mulți ani și de acum înainte, că nu este ceva care se termină mâine și chiar dacă părea terminată în trecut, va lua o nouă anvergură. Eu cred că se va deschide aici, pentru că a fost un ca un blocaj temporal ceea ce exista între dumneavoastră și acel om, dar este ceva încă aici foarte frumos, foarte romantic. Și, deși partea rațională a domina relația înainte, pare că acum inima va fi cea care va avea ultimul cuvânt. Este clar că acest om și-a concentrat energiile pe trecutul lui, pe situațiile cu copiii, pe situațiile cu banii, pe a-și rezolva niște lucruri acolo unde plecase. Poate, mulți și-au încercat norocul și cu un nou partener, fără niciun fel de motivație, doar ca să vă arate că le e mai bine. Dragii mei, eșec după eșec și după eșec. Deci, stați liniștiți, pentru că, sincer, simt aici că aceste obligații uh, nu-l vor ține pe loc pe acest om ca să se întoarcă, și în momentul în care va exista această conversație între amândoi oricât de mult veți evita, nu veți mai putea sta departe unul de celălalt. Deci această uh, revenire va fi pur și simplu uh, extraordinar de unită pentru că nu aveți cum să vă mai separați, da? Încă mai aveți multe să vă spune și cred că doar împreună vă simțiți cu adevărat mulțumiți și împliniți. Eu sunt convinsă că omul acesta va da o șansă a acestei conexiuni și văd o schimbare în bine a acestei relații pe viitor, pentru că mulți aici, dragii mei, văd în decurs de șase luni, aproape un an, că e posibil să vă mutați împreună, să plecați undeva, poate să o faceți o vacanță, o apropiere și ceva care vă va bucura foarte mult sufletul. Clar, și o să vă bucure sufletul pentru că va fi cu el sau cu ea, dar nu va fi cu altcineva sau singur. Ce pot să spun este că este ceva foarte concret în această conexiune. Pentru că veți construi într-adevăr ceva solid, lucru care la început nu s-a întâmplat pentru că cineva n-a fost sincer cu dumneavoastră, cineva n-avea curajul să meargă în altă direcție, cineva nu vrea să lase ceva din trecut și atunci toate aceste piedici, dragii mei, la un moment dat vor dispărea. Pentru că în final veți găsi calea împreună de a scăpa de toate aceste situații din trecutul dumneavoastră, pur și simplu veți scăpa de această... Uh, situație de stres, să spunem, în care sunteți situație care până acum v-a apăsat umerii și viața și nu vedeați luminița de la capătul tunelului și în final cu participarea acestei persoane cu foarte multă dragoste și din partea lui și din partea dumneavoastră se poate construi din nou un palat de cleștar plin de fericire, da? Deci nu vă pierdeți speranța pentru că va fi bine. Haideți să vedem ce ne spune și oracolul, pentru că vreau să tragem câteva cărticele să vedem și oracolul acesta, Mitel, ce ne spune. Pentru că sunt niște mesaje clare pentru dumneavoastră. Primul mesaj, sunt copiii. Al doilea mesaj, atracția. Și al treilea, dragii mei, compromisul. Compromisul care înseamnă, sigur, ca un fel de logodnă și așa mai departe. Haideți să le vedem pe fiecare în parte. Deci, cărticica în care avem copii spune așa că dragostea vieții dumneavoastră a fost afectată de copii. Mai bine spus, această cărticică, acest oracol se poate interpreta în două moduri. Este clar că aici unul din motivele pentru care poate unii, mai ales cei care sunteți în triunghiuri amoroase, nu s-au putut întâmpla lucrurile imediat, erau fix aceste situații în care oamenii aceștia, dragii mei, au avut o conexiune și o viață înainte și trebuia lămurită și lăsată în pace sau în liniște. Poate fix ăsta a fost motivul pentru care mulți au plecat sau v-au explicat de ce nu pot rămâne încă lângă dumneavoastră. A doua cărticică de oracol este atracția. Dumneavoastră vă simțiți atrași de dragoste și sunteți dragostea în persoană. Eu ceea ce văd este că omul acesta nu va putea sta foarte mult timp la distanță de dumneavoastră și se gândește ca un nebun la atunci când vă veți lua în brațe, când vă va revedea și când pur și simplu vă veți strânge unul pe altul la piept. Da? Deci această carte a atracției, acest oracol este minunat pentru că este o energie care spune că lucrurile n-au murit între dumneavoastră, din potrivă sunt exact în culmea procesului de împăcare și de fericire. Pentru că atâta timp cât există atracție, dragii mei, Exact ca între doi magneței, între două imane, nu are cum să nu existe acolo o convulsie, o ardere, o, o explozie de fericire și de iubire. Lucru pe care sigur îl veți trăi cu acest om. Și ultimul, sper să corespundă pentru cât mai mulți, Doamne ajută, dragii mei, Văd că nivelul dumneavoastră de relație cu acest om va ajunge mai sus, adică cei care sunteți într-o relație normală, poate vă căsătoriți. Cei care sunteți într-o relație, să spunem, abia v-ați cunoscut și așa, poate să existe și o logodnă. Iar pentru cei care abia vă cunoaște și poate stați în căsuțe separate sau veți relua o relație din trecut exact cum a fost etalarea, dragii mei, veți merge la următorul nivel. Că vă mutați împreună, că vă cumpărați ceva împreună, că la un moment dat vă invită undeva. Drăguților, compromisul este minunat pentru că asta înseamnă că persoana asta își dorește ceva mai mult și va face următorul pas spre dumneavoastră, da? Deci dacă lucrurile au fost blocate și oprite, credeți-mă că această persoană va reveni cu o propunere de nerefuzat, da? Foarte frumoasă etalarea de astăzi. Haideți să vedem și niște litere, așa cum ne-am obișnuit. Mai scot doar câteva, că am scos puține. A, așa, dragilor. Deci avem așa. V, ce frumos. Avem P, avem F, avem, dragii mei, B, pentru cei care aveți nume, uh, pentru iubiții noastre cu B sau iubite. Mi-a mai apărut iară un, iertați-mă, ăsta se repetă. Am un N, am un A și am, dragii mei, un L. Da? Deci, astea au fost literele pentru astăzi. Dacă nu corespund cu absolut toată lumea, nu e niciun fel de problemă, mai scoatem și data viitoare, dar eu sper din punct de vedere energetic, dragii mei, să fie cât mai aproape de sufletele dumneavoastră, să vă fi dat niște răspunsuri, niște vești bune și ne, ne revedem cu drag data viitoare. Vă pup! Pa, pa!